Povestea Georgetei Florea din Drajna de Jos, județul Prahova, este una fantastică, aproape de necrezut pentru cei mai mulți dintre noi. Dar, cunoscând-o și auzind ceea ce susține, ești determinat să crezi în cuvintele sale, în viziunile pe care ți le împărtășește cu căldură și cu o siguranță care îți dă fiori. Bătrâna comunică cu îngerii, iar informația astfel obținută a pus-o pe hârtie și așa au văzut lumina tiparului 24 de cărți. N-am niciun cuvânt al meu. Deci toate sunt comunicate, nu este voie ca ele să fie schimbate sau să se pună o virgulă, deși de multe ori am văzut și eu că spuneți virgulă, pun virgulă, și aceea chiar nu desparte două propoziții, dar este un sens al lor de a comunica dintr-o parte într-alta și oprirea se face printr-o virgulă. Deci sunt niște lucruri mai ciudate care nu sunt astăzi pe pământ. Dacă citește, cum se zice, și este un om care vrea să fie corect cu lumea din jur și cu el însuși, va vedea că cărțile care sunt scrise de mine nu sunt ale unui pământean de rând. Că un pământean nu poate să scrie din toate domeniile. Și informațiile astea sunt simple, care să le înțeleagă toată lumea, dar sunt lucruri care s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla. După cum ne-a mărturisit, apropierea Georgetei Florea de sferele cerești, de divinitate, s-a produs în urmă cu 17 ani, atunci când a trecut prin 7 transe divine. Prima a durat 4 zile și 3 nopți, timp în care nu a mâncat, nu a băut, nu s-a dat jos din pat. S-a supus doar judecății lui Dumnezeu. Mi aducea aminte fapte bune și fapte rele care le-am făcut de copil până când am ajuns la ziua respectivă. După 4 zile și 3 nopți mi s-a spus că am câștigat Edenul și mi-a spus: pământeană Georgeta, ai câștigat Edenul, deschide ochii. Am încercat să deschid ochii și am spus: Doamne, nu pot, sunt lipiți. Și atunci vocea lui Dumnezeu, că chipul nu l-am văzut decât o lumină imensă care mă făcea să stau cu ochii închiși, mi-a spus: pune-ți arătătoarele pe pleoape. Le-am pus și pe urmă mi-a spus: împinge. Și când am împins în sus, deci așa, arătătoarele s-au dezlipit ochii. Inexplicabil, când s-a trezit, a simțit teamă față de oameni și miros de smirnă în cameră. Mi-era frică de oameni când m-am trezit, mi-era frică pur și simplu și de-ai mei, vă spun cinstit. Nu i-am lăsat să intre în casă, le-am spus să vină la vizor să-i aud pe fiecare și să-mi aducă un kilogram de brânză, de plăcintă cu brânză. Au venit ei toți, s-au uitat la mine, ei mă credeau probabil moartă. Apucase și cheia în ușă și nu puteau să intre, strigau la ușe, a sunat la sonerie, au strigat în fața apartamentului, nimic. Cea mai grea dintre cele 7 transe divine prin care a trecut, ne spune Georgeta Florea, a fost transa cu vrajă. Mi-a dat în față un bărbat înalt, frumos, solid, mai tânăr decât mine, cred că avea vreo 40 și ceva de ani, și două corne care le avea așa în cap. Și era bărbat, deci om, da. Și spun lui Dumnezeu: Doamne, nu este corect. Zic că ăsta, da, chiar așa am zis, zic că ăsta dacă în două palme mă face grămadă jos. Zic, dați-mă o femeie să fie de vârsta mea, să mă lupt cu ea. Eu am considerat că această luptă este fizică. Și atunci Dumnezeu mi-a spus: ești bătrână, dar ai cap. Tu mintea să-ți folosești, pe diavol să-l prăpădești. Și atunci am înțeles că lupta mea cu diavolul nu este fizică și că este mentală sau să, deci, să discutăm anumite lucruri și să pună la încercare mintea mea cu mintea lui. Și mi-a spus: în momentul când ai să-l birui pe diavol, ai să auzi în ureche niște pleznituri. Semn că el a cedat în fața ta, că tu l-ai câștigat.
Așa a obținut Georgeta Florea clar audiție, clar viziune și puterea de a comunica cu entitatea sa, înger de lumină, credință și coroană. Mesajele primite de la divinitate le descifrează cu ajutorul unei anse. Am făcut un carton, l-am făcut cu grade, cu numere, exact cum mi s-a comunicat, așa am făcut. Și am început să comunic cu ei. La început formam, se oprea pe o literă, formam cuvânt, pe urmă pe parcurs am început să formez propoziții și ultima dată, adică acum, așa, deci merge așa de bine ansa, încât ca la televizor, nu reușești, deci pe banda aia să citești exact toate cuvintele care sunt. Așa mi s-a întâmplat și mie și de multe ori mă apostrofează și îmi spune, nu ești în stare nici măcar să citești, pentru că cuvintele care le scot pe gură, deci sunt mai încete decât ceea ce pot vedea cu ochii pe... Este o bandă galbenă cu litere negre pe un carton și pe asta așa se plimbă șirul de litere și eu trebuie să le citesc și să înțeleg ce mi se spune. Până în urmă cu 17 ani, când s-a produs marea revelație, Georgeta Florea a fost un om obișnuit, care mergea la biserică din când în când. Acum reușește să aducă oamenii pe calea credinței. Singurul lucru care este, mă duceam și mergeam la biserică, însoțită de soțul meu, de familia mea și vă spun cinstit, mă duceam ca să mă admire oamenii. Adică când mergeam în satul meu, știa că am venit de la București, știa că am mașină, că eram... Dar de ce ați fost aleasă dumneavoastră? Că este și aici, ați aflat până la urmă Da. Sunt a 10-a întrupare. Fiind a 10-a întrupare și toate sunt de la lumină, adică în timpul celor 10 întrupări n-am fost niciodată la iad. Și după 7 întrupări de la lumină, am căpătat ochiul divin al... treilea ochi care îl au puțin pământeni. Mulțumesc lui Dumnezeu, vreau să vă spun că am întors mulți oameni la credință. Și cu ajutorul rugăciunilor mele, multe au fost ascultate și mulțumesc lui Dumnezeu încă o dată și s-a rezolvat multe lucruri prin rugăciunea mea. Spre exemplu, să vă dau exemplu chiar de acum 3 săptămâni. Mă sună o doamnă care luase o parte din cărțile mele și îmi spune că pleacă să se opereze la un picior. Faceți o rugăciune pentru mine să mi se rezolve, să fie bine la operație. Într-adevăr, am făcut o rugăciune, deci eu vorbesc cu 30, 40, 50 de persoane pe zi, a ieșit din mintea mea că am făcut rugăciune pentru doamna respectivă. Mă trezesc cu un mandat de 2 milioane și la câteva zile am mandat de 5 milioane. E 500 de lei și de 200 de lei. Și pe urmă mă sună ea, eu sunt gruin, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am ajuns acasă, totul este bine, mi-a reușit operația, dar zice să vă spun ce minune mi s-a întâmplat în spital. Ce doamnă, pusesem 200 de lei ca să dau ciubuc și eu la surori și la asta și cum e obișnuința la noi. Și 500 de lei sau 5 milioane pentru doctor, pe ale doctorului le pusesem într-un plic. Și mă uitam în salon, că toate întindeau mâna, toate făceau așa, să ia ciubuc. Când ajungeau la mine și dădeam și eu, așa, câte 5 lei, 10 lei, 20 de lei, cum vedeam eu că dau și ceilalți, mie îmi dădea peste mână și nu-mi primea. Dar, într-adevăr, înainte, cum am ajuns la spital, zice, eu m-am rugat așa, Doamne, ajută-mă să nu-mi ia banii ăștia, să-i trimit lui doamna Georgeta pentru Troița Iubirii. Să mă iubească și pe, să mă iubesc și pe mine. Și într-adevăr cu această femeie s-a făcut minune. Nici o soră nu i-a luat banii și când a dat plicul la doctor, i-a băgat în buzunar plicul cu cei 500 de lei. Doctorul scoate din buzunar 2 plicuri și îi dă. Și ea îi spune, domn doctor, eu v-am dat un plic, de ce îmi dați 2? Ce bine de-l încoace pe celălalt. De ce n-am nevoie de bani de la dumneata. Deci și aici, banii care planificase, mi-a trimis, mi-a zis, m-am rugat la Dumnezeu să fie pentru Troița Iubirii de la Gogoșari și uite că au fost pentru Troița Iubirii.
Divinitatea este cea care i-a cerut, spune Georgeta Florea, să înalțe 17 troițe în locuri diferite din România. Până acum a construit 3, la Drașna de Jos, în Prahova, la Ungureni Dragomirești, în Dâmbovița, și în Gogoșari, județul Giurgiu. Ele au o denumire. Cea din curte de la mine, care a fost prima troiță, e Troița Dreptății, unde omul care a fost acuzat de ceva trebuie să se roage la această Troiță a Dreptății și Dumnezeu îi va face dreptate. Eu nu spun că îi face mâine sau poimâine, dar categoric va avea dreptate în viitor. Deci, de ce a fost el acuzat? Până la urmă se va ști că el a fost nevinovat. A doua troiță, care este la Ungureni, acolo de Dâmbovița, aproape de Târgoviște, este Troița Familiei. Vreau să vă spun că eram chiar în biserică la Ungureni, cât s-a construit troița de acolo. Eu am mers foarte des acolo și de două ori pe săptămână și duminica eram acolo în biserică și după asta mergeam la oameni să facem o masă de sărbătoare împreună cu cei care lucrau acolo. Și seara comunic cu îngerul și spun: ce denumire? Erau Troița Iubirii și Troița Familiei. Zic: ce denumire îi pun la troița asta? Și îmi spune: mâine ai să ai răspunsul. Că mi-a spus, am plecat la, cum îi spune, la biserică, la așa acolo, și ce credeți că în timp ce eram în biserică, în ziua respectivă, părintele de la Ungureni, Șerban Marian, vorbește despre familie. Și atunci îmi spune: Troița Familiei. Îmi spune în cap: Troița Familiei. Le-am spus oamenilor în biserică că acea troiță va fi Troița Familiei. Însă sunt 17 denumiri. Nu le știu pe toate pe din afară, le-am notate: Troița Fraților, Troița Bunătății, Troița Adevărului, Troița... În sfârșit, sunt 17 denumiri. Deci toate sunt cu denumire de sus și fiecare a troiță va avea o binecuvântare asupra celor care, cum să spun eu, să roagă pentru treaba respectivă, cum se denumește troița, vor avea binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Georgeta Florea primește mesaje despre ce se va întâmpla cu lumea în care trăim. Am văzut în viziune ce se va întâmpla în Japonia. 4 zile am zăcut în pat despre viziunea care am văzut-o atunci. Dar am uitat că, de fapt, eu dacă nu le-am citit niciodată ce am scris, că n-am avut timp, de fiecare dată cum am terminat, am luat altă carte. Și mă sună soția unui domn care a făcut toate, a participat la facerea celor 3 troițe și chiar aici a fost, cum se spune, șef de șantier. Și îmi spune: ce înseamnă omul luminii, dumneavoastră ați vorbit despre Japonia. Și mai scrie că va mai lua încă o trântă. Și ce am scris eu acolo, așa s-a realizat. Și viziune, am văzut viziunea ce se va întâmpla. A fost într-adevăr la televizor, dar o singură viziune n-a fost trecută la televizor, care m-a făcut să stau 4 zile în pat. În perioada asta am vorbit cu mai multe persoane. Ce viziune a fost? Pe lângă tot ce a văzut toți oamenii aici, am văzut o sală mare și în această sală cred că erau 80-100 de copii între 8, să zic, și 12 ani și acești copii erau îmbrăcați în cămășuțe albe până la genunchi și când a venit valul ăsta, îi lua și îi ducea și îi trântea de un zid, îi ducea înapoi valul, așa, până aproape de jumătatea sălii și iar îi trântea. Și în timpul ăsta, unii din ei s-au umplut de sânge, alții cădeau jos și nu mai ajungeau toți să-i mai trântească la zidul respectiv. Și la un moment dat, că așa când îmi aduc aminte, așa, a venit un val atât de mare, de gros, de noroi, peste ei și a astupat cu noroi pe toți copiii aceia. Acest lucru, eu care n-am avut copii și am înfiat un copil, o fetiță, după, de la care am 2 nepoți și un stranepot, mi-a făcut foarte rău.
a prevăzut cu 6 luni înainte să se întâmple și căderea turnurilor gemenii. Ceea ce nu au văzut oamenii, eu am văzut într-adevăr cum au intrat 2 avioane în blocuri, dar unul din piloți a sărit din avion și așa făcea din mâini și își lovea picioarele și la un moment dat s-a deschis ca o umbrelă, ca o parașută deasupra lui. În timpul ăsta, o mașină neagră, lungă, nu știu, nu mă pricep la, cum să zice, o limuzină lungă, denumirile lor, a venit și acel om și-a lăsat costumul ăla ca o parașută, ca ceva care era umflată și a intrat în limuzina aia și a plecat. Adică ne duce dumneavoastră pe tărâmul speculației că totul a fost aranjat din moment ce pilotul ar fi fost luat de o limuzină. Eu așa am văzut. Sunt incredibile discuțiile pe care Georgeta Florea le poartă cu îngerul. Pentru mulți ar părea adevărate povești. Chiar vizionar are momente când se contrazice cu solul divin. Nu-i vine să creadă că omenirea se află la o răscruce, iar noi toți vom avea din ce în ce mai mult de suferit. Îmi spune niște lucruri și eu, la rândul meu, îi spun, nu e adevărat, nu poate să fie. Și zice, tu notează-ți acolo că în luna iunie vor fi părți ale pământului care vor rămâne gri și nu va mai fi nimic pe ele. Anul trecut, mi se pare, așa s-a întâmplat, mai spre Ardeal, a fost o gheață de 20 de centimetri, în care tot ce a fost s-a terminat, adică a înghețat, că 2 zile a ținut gheața aia până s-a topit și s-a terminat. Tot, a rămas gri pământul. Deci totul s-a terminat cu ea. Pe urmă mi-a spus așa, zice, află că iernile vor fi mai geroase cu 15-17 grade în plus față de ceea ce știi tu din copilărie. Verile vor fi mai călduroase cu 15-17 grade cu ceea ce știi tu din copilărie. Mi-a mai spus că vor fi 7 ani de acum înainte la rând secetă, încât oamenii se vor omorî pentru o bucată de pâine sau pentru mâncare, pentru că nu vor mai avea. Mi s-a mai spus și asta am constatat, deci și cu asta am constatat că ceea ce mi-a spus a fost adevărat. Mi-a mai spus că apa va fi otrăvită și că să-mi fac o fântână care să fie peste 30 de metri adâncime, pentru că pământul este otrăvit până la 30 de metri. Georgeta Florea ne mai vorbește și despre 3 zile de întuneric care vor veni și în timpul cărora vor pieri o treime din oamenii de pe glob. Eu nu le știu când vor fi și nu le știe nimeni. Și mi-a zis că în cele 3 zile de întuneric să ne pregătim și să... Bine ar fi să ne apuce pe fiecare în casa lui, pentru că va fi o perioadă în cât nu vei vedea absolut nimic, nu vor merge mașinile, deci scânteia nu se va produce nici electric, nici prin motorul, care sunt, așa că nu mă pricep prea bine la treaba asta, dar oricum nu se va produce niciun fel de scânteie și va fi un întuneric beznel. Soarele nu va lumina, luna nu va lumina. Și atunci a zis că pe cei care îi vor prinde în casă, bine ar fi să aibă acolo în pat undeva, unde, lângă pat, pardon, o sticlă, 2 cu apă și o sticlă cu miere, fără pahare, fără lingurițe, fără... Așa că a zis că o înghițitură de miere cu o picătură de apă poate să țină organismul în, cu părțile vitale funcționând, așa, mai mult timp și că deci o picătură de miere care o înghiți poți să supraviețuiești. Pe urmă mi-a mai spus un lucru, că cei care vor fi plecați și va prinde cu mașina prin anumite locuri, deci vor fi debusolați și nu vor mai putea să ajungă acasă și aici trebuie să moară o treime din oameni. În cele 3 zile trebuie să moară o treime din oamenii după
din după globul nostru. Acum, eu nu știu dacă va fi pe tot globul, să ne ferească Dumnezeu să fie și la noi în țară, dar acele 3 zile de întuneric vor fi. Pentru noi, România, a fost luna iunie, care a fost lună grea, a fost luna august și va fi luna decembrie. Deci în perioada asta au fost vânturi puternice, a fost piatră, a fost multe lucruri care s-au întâmplat și stăteam cu sufletul la gură și tot timpul cu lumânări aprinse și mă rugam la Dumnezeu. Au fost pe aici, s-a luat acoperișul și s-a luat. La mine, mulțumesc lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat absolut nimic, totul a fost normal. De ce mi-a zis mie că să fiu pregătită și eu să am 2-3 sticle de apă lângă pat și să am o sticlă cu miere tot așa și eu lângă pat? Mi-a mai zis să mă aprovizionez cu conserve, nu cu borcane, cu conserve, cu lumânări albe și cu multe chibrite. Am făcut și eu din puținul meu care l-am avut un mic depozit din ăsta și să iau tot așa apă, să am apă depozitată în sticle. Omenirea va trece prin multe încercări. Vor fi ani grei, ani plini de lipsuri, de violență, de foame, de sărăcie, dar tot nu va veni sfârșitul lumii. Conform viziunilor Georgetei Florea, omul, până în 2046, este păsuit de Dumnezeu. În tot acest timp, ne putem schimba, ne putem întoarce pe calea credinței. Cei care nu o fac vor pieri. După 2046 vor rămâne foarte puțini oameni, dar vor rămâne cei care sunt credincioși și li se va lungi viața cu încă 200 de ani. Și eu eram foarte neîncrezătoare și zic, cum, adică un bărbat la 80 de ani sau o femeie la 80 de ani va mai putea să nască copii? Și a spus da. Cum înainte nășteau femeile și trăiau până la 900 și până la 1000 de ani, așa se va întâmpla acum. Viața va fi până la 200 de ani. Cei care sunt pe planeta, pe satelitul Sirius, vor veni și vor avea până la 700 de ani viața. Deci noua populație care va fi mixtă între cei după planeta Sil și pământeni, vor merge până la 700 de ani. Săptămâna viitoare, vizionarea de la Drajna de Jos, județul Prahova, ne va spune anul când va veni sfârșitul lumii. Din acel moment, timp de 3000 de ani pe pământ, nu va fi viață materială, ci doar corpuri de lumină. Tot săptămâna viitoare, Georgeta Florea ne va vorbi și despre controversata zi de 21 decembrie 2012, considerată de mulți oameni de știință ca fiind data la care va veni apocalipsa. Georgeta Florea ne învață cum să ne pregătim pentru a putea supraviețui acestei zile.